Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție live podcast evenimentul zilei Hai România. Astăzi o să vreau să vorbim din nou despre război, pentru că, ne știți, vorbim altfel despre război decât o face media convențională, televizoarele de seară și așa mai departe, pentru că se întâmplă niște lucruri și se întâmplă niște lucruri care ori nu sunt remarcate, ori sunt lăsate sub tăcere, ascunse, palmate de dezbaterile de seară, pentru că nu-s pe placul narativului. Din punctul meu de vedere, realitatea nu trebuie să fie pe placul nimănui, realitatea este așa cum e și trebuie reflectată ca atare. Și astăzi l-am invitat alături de mine pe un om care nu se ferește nici de idei, nici de realități, nici de nuanțe. Domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. În preambulul discuției noastre vă spun doar atât. Economia Rusiei nu se prăbușește, doamne și domnilor. Am avut FMI-ul la începutul anului, dacă vă aduceți aminte, prin aprilie, care reconfigurase un pic traseul, de la o contracție economică se dusese la o creștere economică pentru anul ăsta. Vine acum și Banca Mondială, care la fel, de la o contracție de 3,3, zice că va fi un 0,2 cu potențial de creștere pentru 2024 de 1,2. China a repornit motoarele la maximum și a dat peste cap toate, domnule ministru, toate previziunile economice. Da, așa. Deci lucrurile, India, nu mai zic, agregații, sateliții acestor structuri de putere, Orientul Mijlociu, oricum dorm pe bani de ani de zile, pe petrodolarii care le-au construit în societățile moderne. Cumva ne uităm la glob, la planeta asta pe care trăim, domnule ministru, și așa și vreau să începem discuția. Din punctul meu de vedere, trăim o filă de istorie care nu s-a mai repetat în trecutul nostru. Dacă după al doilea război mondial, după războiul rece, nu puteam concepe o lume fără America, fără economia americană, iată că acum sancțiunile Americii și ale Occidentului nu mai produc efecte, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că dacă jumătate de planetă vrea să conviețuiască fără noi, o poate face, în mod evident. Și se întâmplă asta zilele acestea. Foarte interesantă premiza. De la bun început, permiteți-mi să fac o subliniere. Nimeni în această lume nu acceptă sau nu ar dori să susțină formula unui stat nuclear care atacă un alt stat. Deci orice discutăm sigur acum încolo nu trebuie considerată ca o fel de nuanțare sau relativizare a acestui. Vă înțeleg, trăim în țara disclaimer-urilor, trebuie să exact zicem din capul locului. Ca da, știm de la ce premise plecăm. Da. Dar pentru a intra în detalii care sunt absolut necesare, pentru că, așa cum se spune acolo, este diavolul, în acest moment pot să vă spun, este clar, cel puțin din voturile din Adunarea Generală a ONU, că 40 de state din această lume, reprezentând 50% din populația globului, sunt neutre sau alături de Federația Rusă. Asta este situația. Pentru că mizele legate de Ucraina nu sunt la fel de dramatic percepute în ceea ce privește state din Africa, din America Latină, mai ales în legătură cu relațiile economice în domeniul energiei, cereale, etc. Mm-hmm. Bun. În perspectiva și având în vedere și oarecare stare de oboseală, mă rog, ne place să vorbim fatig, așa cum o spunem, sau în sfârșit, cum o preluăm de la francezi, lumea liberă, lumea vestului, întrebată fiind de diversele zone politice, de presă, până unde va merge ajutorul pentru Ucraina, au spus până la capăt. Biden, Stoltenberg, până la capăt. Evident a venit și întrebarea, mai puțin făcută publică, ce înseamnă acest capăt? Și răspunsul oarecum informal este acest capăt îl determină Ucraina. Bun. Ucraina în acest moment conștientă, Kievul conștient de faptul că există aceste presiuni și aceste tematizări cât se poate de complicată, spune, capătul îl putem anunța după această contraofensivă, ca să o pun într-o ciclicitate. Această contraofensivă, indiferent cum se va calificat din punct de vedere militar, da, va avea loc, sau cel puțin va fi anunțată ca... Bun, unii ne spun, alte voci avizate, mă scuzați că vă întreb, ne spun că trăim în plină contraofensivă. Acum nici nu știm la ce să ne mai raportăm. Da. Să zicem atunci că se întâmplă, că are loc, se pare că este o testare a frontului, aici militarii știu mai bine să explice. În acest moment apare în egală măsură un anume tip de abordare. Deci există trei variante în ceea ce privește închiderea acestui conflict.
Prima, victoria totală, care, atenție, nu înseamnă numai alungarea Federației Ruse și a militarilor ruși de pe teritoriul Ucrainei, ci și o victorie politică, fie la Moscova, fie la Kiev, de tip cel de-al doilea război mondial. Pare să, după evaluările multora, că este cea mai puțin plauzibilă și cea mai puțin posibilă. Deși a fost vânturată intens în aproape ăștia 2 ani de conflict. Vă vorbesc dintr-o perspectivă tehnică și din respect pentru cei care ne privesc. A doua variantă se numește armistițiu. Armistițiu ar însemna încetarea focului, pur și simplu, și mutarea tuturor subiectelor de pe câmpul de luptă la masa de negocieri. Se invocă aici, și sunt sigur cunoaște, se invocă aici modelul corean. Uh-huh. În ceea ce privește războiul din 1953, războiul între cele două Corei, pot să vă spun un lucru. Pentru a încheia un armistițiu, a doua variantă, pentru a încheia un armistițiu de 40 de pagini, au fost necesare 573 de întâlniri. În perioada de 2 ani, 2 ani și jumătate cât au avut loc aceste întâlniri, forțele militare americane aflate pe teatru de operațiuni au pierdut 40% din efectivele lor. Deci exista armistițiu și cu toate acestea conflictul coexista cu decizia politică de încetarea focului. Știu, este un paradox, dar așa arată istoria. S-a complinit acest armistițiu și aceasta ar fi a doua variantă în legătură cu Ucraina, Federația Rusă. A treia variantă ar fi tratatul politic. Tratatul politic înseamnă, simplificând, la un armistițiu să adaugi, încă o dată de la masa negocierii, un domeniu politic sau teritorial. Sigur, retorica Kievului este una clară. Până nu se eliberează tot teritoriul Ucrainei, nu considerăm... Asta a fost dezideratul de început de război, până nu-i aruncăm porușii în mare, și inclusiv din Crimea. Atenție, că asta e foarte important. Acest război se va încheia. Astăzi, premisa este că, plecând de la situația de fapt așa cum arată acum, probabil că e posibil cam undeva în septembrie să apară oarește dezvoltări, dar de la situația de fapt acum, războiul va fi lung, foarte lung. Pentru că, în egală măsură, orice se poate realiza, plecând de la premisele minimale unui armistițiu, nu poate fi înlocuit un aspect, și anume amenințarea Federației Ruse către Ucraina sau Ucrainei către Federația Rusă. În sensul unii de a-și elibera teritoriul, ceilalți de a reveni într-o ofensivă militară. Deci, din acest punct de vedere, situația este extrem de alambicată. Ce se preconizează? Cu rugămintea respectuoasă să o considerați până la urmă o speculație de moment, dar se discută informal în acest sens. Dacă nu se va întâmpla, bun, rămâne de văzut. Avem următoarele momente semnificative, dincolo de ce se întâmplă militar. Avem summitul NATO de la Vilnius în Lituania, când Ucraina formal și extrem de determinat va cere aderarea la NATO, intrarea pe parcursul de aderare. Bun. Multe rezerve. În acest moment există foarte multe rezerve în legătură cu acest. Hai să fim serioși. Nu îi primește nici dracu o țară în plin conflict. Mă veți întreba și evident ne vor întreba, bun, și a care va fi răspunsul către Ucraina? Este posibil ca răspunsul statelor NATO, după ce vor dezbate situația din Ucraina, ceea ce în egală măsură este important, să fie un parteneriat Ucraina-NATO, cum a fost parteneriatul NATO-Rusia. Asta ce ar implica? Exact. Aceasta ar implica subtitulatura continuarea garanțiilor de securitate. Pe de o parte, un sprijin, Kievul se așteaptă din partea Statelor Unite, în plan bilateral. În sensul și în ideea parteneriatului de apărare între Israel și Statele Unite. Adică, în condițiile în care suveranitatea este pusă în pericol, Statele Unite își asumă responsabilitatea, vom vedea, eu vorbesc de precedent, Statele Unite își asumă responsabilitatea de a interveni cu mijloace politice, diplomatice, eventual militare, pentru apărarea suveranității statului ucrainean. În egală măsură, garanțiile de securitate ar însemna și continuarea sprijinului militar, nu la nivelul semnificativ de astăzi, dar în ideea ca Ucraina, cel puțin în timp scurt, să-și poată apăra suveranitatea dacă Federația Rusă ar ataca. Păi stați, domnule ministru, adică trebuie să spunem și asta destul de clar. Noi suntem în momentul de față, într-un moment în care Ucraina poate pune în acțiune o contraofensivă, sau vorbim exclusiv de o apărare a ce mai poate apăra? Haideți să fim direcți, că la mod obiectiv,
diferența dintre promisiune și livrare de armament e evidentă. Am promis foarte mult, am livrat cât s-a livrat. Cu ce s-a livrat și cu constanta asta de livrare pe mai departe, putem vedea o contraofensivă sau nu? Deci, Occidentul a livrat următoarele trei categorii. A livrat promisiuni. Informații, armament, informație și training. Cât s-a putut. În acest moment, pentru această contraofensivă, dar discutăm teoretic, pentru că datele de la ucraineni sunt destul de limitate, ar urma să fie implicate 12 brigăzi, 9 dintre aceste brigăzi având armament occidental. Cât de pregătiți sunt cei pentru a, ucrainenii pentru a folosi acest, aceste dotări militare, este greu de spus. Pentru că eu m-am uitat la ceva, domnule ministru, și eu stau cu harta aia, mă uit, citesc presa externă, nu mai citesc ce se scrie la noi, că se scriu numai mizerii și se vorbesc numai prostii, aproape exclusiv, pe canalele clasice. Dom'le, m-am uitat, deci Bahmutul ăsta a fost cucerit de Prigojin. Penibilul ăla, da, cu, la limita Circărelii, cu penibilii ai lui, așa cum i-a reflectat presa din România. Dom'le, așa penibil cum sunt, Loleg, Oleg, vino încoace, cum îi arată, cum se răstește, dom'le, au cucerit Bahmutul. Deci nu armata rusă, nici o armată de strânsură, cu un bufon în fruntea ei, au cucerit Bahmutul, endorsat de ucraineni, armata ucraineană, o armată foarte bine pusă la punct, antrenată de Occident și finanțată de Occident. Păi, scuzați-mă, dar pe mine mă îngrijorează lucrul ăsta. Da, corect. Adică dacă niște unii de la circ i-au bătut pe unii NATO, rachete, tehnică, pregătire militară de ultimă, pregătire militară de ultimă oră. Mai mult decât atât, se pare că armata Wagner nici nu are legături, inclusiv de aprovizionare, dacă e să ne luăm după ce spune Prigojin, cu armata regulată a Federației Ruse. Ba mai mult, își permite chiar să transmită mesaje contundente, ceea ce... Mă rog, cred că face parte dintr-un act artistic mai degrabă decât dintr-o de asta de frondă la adresa Kremlinului. Bun, de asta zic, dacă un personaj ca Prigojin cu 2-3 clown de pe acolo, așa cum i-am portretizat repet și cum îi arătăm și cum vin știrile pe fluxul normal. Păi dacă intră în acțiune armata rusă pe mai departe? În egală măsură. S-a dovedit extrem de eficient armata ucraineană în situații defensive. În ofensivă, militarii spun, se schimbă regulile jocului. Este mult mai complicat, iar aliniamentele de apărare ale Federației Ruse au fost foarte puternic întărite. Dar, repet, din acest punct de vedere, undeva trebuie să existe un compromis. Situațiile extreme de tip victorie totală, fie a Federației Ruse, nici acest lucru nu pare posibil, fie ale Ucrainei, în acest moment, cum vă spuneam, sunt minimale din punct de vedere al acceptării. Deci, undeva o zonă intermediară. Revenind, discuția ar fi după această contraofensivă ca să se stabilească două categorii de negocieri. Dar până la negocieri, nu mi-ați spus, cum vedeți această contraofensivă? O vedeți, de fapt, sau se va dilua ideea contraofensivei într-o realitate de pe teren în care Ucraina se apără ca și azi și vom avea în continuare știri diverse de pe front? Cred că mai degrabă, dincolo de o contraofensivă majoră, așa, care se schimbe cursul războiului. Probabil că se va intra în această logică în care Ucraina nu trebuie să apară că va pierde, ca de altfel nici Federația Rusă că va câștiga. Deci ține mai degrabă de proză de război decât de realitate militară. Dar sunt convins că Kievul este foarte atent că un eșec unei astfel de contraofensive la nivel global practic va genera o problemă majoră în ceea ce privește sprijinul pe viitor, inclusiv cel politic sau diplomatic. La anul vor fi alegeri și în Statele Unite și în instituțiile europene. Mai vorbim de asta. Și la noi. Și la noi. Deci, în aceste alegeri, tema crizei ucrainene va fi foarte sus pe agenda confruntării electorale. Statele Unite, fiți sigur că se va întâmpla. Deci, dacă din Ucraina apare un semnal de neputință militară, s-ar putea să fie o problemă legată de sprijinul ulterior. Povestea asta cu barajul detonat, cum o vedeți? Am văzut, deja Rusia e de vină, când a fost vorba de gazoduct, tot Rusia a fost de vină, acolo s-a mai jucat. A venit Hăr și a zis, americanii sunt de vină, s-a palmat imediat subiectul, după aia niște români, buletine, în fine. Rămâne narativul deschis acolo. Da. Dar au mai fost momente în care Rusia a fost de vină la emoție și după aia n-a mai fost de vină. Când cu avion, cu bomba căzută în Polonia. Când cu, nu știu ce, cu podul de peste strântoarea Kerci. Și așa mai departe. Dar aici este o situație specială, pentru că avem un baraj
spart, care inundă o vale, care servește cumva natural izolării pe care Rusia o visează față de linia ucraineană. Da. De cealaltă parte, Ucraina care distruge o infrastructură importantă pentru zona cucerită de partea rusă. Politic, cum se vede chestiunea asta? Deci, deocamdată, nici Organizația Națiunilor Unite, secretarul general Guterres, nici americanii nu confirmă sau infirmă o ipoteză sau alta în legătură cu cine a distrus barajul. Dacă ei nu au datele necesare sau nu simt nevoia să comunice public, aceasta este realitatea. Pe de altă parte, într-adevăr, așa cum ați menționat, sigur, este o problemă ecologică foarte serioasă ce s-ar putea să ne afecteze până la Marea Neagră și este o problemă care se generează privind ofensiva ucraineană, pentru că această zonă inundată, e clar, devine inoperațională din punct de vedere militar, se află în regiunea Zaporojie-Herson, deci în nordul Crimeei, pe acea limbă de pământ care practic ar separa Crimeea de celelalte oblasturi pe care Federația Rusă le-a preluat în, mă rog, politic, pentru că militar se pare că nu s-a întâmplat acest lucru. Deci, da, reprezintă o problemă militară pentru ucraineni în acest moment. Am văzut și niște comunicări în Ministerul Apărării de la Kiev. Dar, repet, nimeni din lumea liberă, încă o dată o spun, sau instituțiilor care sigur au date foarte clare din teren, nu confirmă că una sau alta dintre părți. Deocamdată. Oricum, au fost prudenți de fiecare dată. Știți foarte bine, exact. Când ucrainenii săreau sau rușii săreau, tot timpul Poloniei, partea a treia era foarte... Da. Săptămâna trecută, domnule ministru, nu știu dacă ați văzut, Financial Times a venit cu o evoluție, a venit cu, mă rog, niște hărți, cu o evoluție grafică din satelit a întăriturilor pe care armata rusă le-a făcut pe linia frontului. Le-ați văzut? Da. Ce ne spune asta despre capacitatea militară a armatei într-un an de cucerire? E ceva ce era de așteptat? Pentru că ați văzut, narativul în România era penibile aia care fură mașini de spălat, care nu sunt stare, care beau, care pleacă, așa. Și vine realitatea asta faptică, obiectivă, în care vedem pe satelit foarte clar, întărituri, fortificații, și tot acumul. Linia asta o mai vedeți penetrabilă de partea ucraineană? Da, este foarte complicat de spus și bănuiesc că amânarea nu sine die. Se va întâmpla comunicarea unei ofensive militare tocmai este generată de acest aspect. Mai mult decât atât, de întărirea liniilor de apărare rusești, mai mult decât atât, în turneul pe care l-a făcut Zelenski, președintele Ucrainei, și în statele din Golf, dar și la întâlnirea cu liderii G20, a insistat foarte serios în ceea ce privește primirea unor avioane de luptă, deci forță de atac aeriană. Din câte știu, a primit multe promisiuni, dar situația este așa cum este. În egală măsură, însă, nu trebuie uitat un lucru și aici apare inclusiv discuția ce ține de un anume tip de negociere fără a trage om în om. Aceste oblasturi, unde acum discutăm, practic au fost în dispută din anul 2014. Poate puțină lume știe, cam 20.000 de oameni și-au pierdut viața pentru că în aceste oblasturi sunt miliții etnice rusești. Este un amestec nu numai etnic, ci și de interese de o parte sau de alta, foarte complicat. Deci, din acest punct de vedere, confuzia informațională în legătură cu ce date ne vin face parte dintr-un pachet mult mai larg, întrebând și încercând și eu să clarific cu cei care mai vorbesc din America sau din Europa de Vest, vă spun cât se poate sincer singura concluzie. Nimeni nu știe exact cât și cum, pe de o parte, reprezintă interesele strategice ale Ucrainei, din Vest, poate nu sunt informați. Fie de partea capacității și mai ales a determinării politice a Federației Ruse de a-și trimite acolo întăririle necesare. Nu există însă în acest moment nici o premiză în sensul că Federația Rusă s-ar retrage din aceste oblasturi, pentru că ar fi un cost politic, militar, strategic, pe care Kremlinul nu-l suportă.
dar nu există nici semnale din partea Kievului în sensul că s-ar putea discuta o variantă de flexibilitate privind aceste zone. Cum percepeți dumneavoastră realitatea din teritoriile cucerite de Rusia până astăzi? Una, în egală măsură, la fel de confuză. Haideți să iau, ați menționat corect cazul Bahmutului. Acolo puțin au înțeles, de fapt, ce caut Prigojin în respectiva zonă. Am mai tot așa, mai întrebat și eu, înțeleg că, pe de o parte, este o zonă strategică în ceea ce privește interconectări de cale ferată și, autostrăzi, iar în egală măsură sunt mine de sare în zonă, interesante din punct de vedere economic. Dar și militar. Și militar, da, evident. Dar în ceea ce privește restul oblast regiunilor din Ucraina de Est, uite, de exemplu, aș lua cazul Mariupolului și aici apare confuzia. Practic, acel oraș port, într-o zonă industrială, de industrie grea, mai ales în acea regiune, la nordul Mării Azov, deci practic cu oportunități comerciale foarte serioase. Deci Mariupol este ras de pe fața pământului, în condițiile în care 75% din cei care locuiau în Mariupol erau ucraineni de etnie rusă. Deci nimeni nu înțelege, de fapt, ce se dorește, care-i mesajul... Bun, sigur, Ucraina spune eliberarea teritoriului. Ok, plauzibil. Dar care e mesajul Federației Ruse din acest punct de vedere? Da, din punct de vedere economic, preluarea Mării de Azov i-a facilitat multe din relațiile economice de salvare, cum foarte bine menționați, ceea ce a dus la oarecare echilibrare privind regimul de sancțiuni. Dar este foarte greu de dedus. Kremlinul, de unde a plecat este clar, dar unde vrea să ajungă? Păi asta era următoarea întrebare. Ce credeți că urmează după Bahmut? O pietrificare a avansării și o încercare de conservare a teritoriilor cucerite? Sau o plecare pe mai departe pentru, în perspectiva unui armistițiu, având creându-și o marjă de negociere mai mare? Uite, vă dăm... Da. X teritoriu. Ideea că la un moment dat există politica faptului împlinit este evidentă. Deci Kremlinul, din punctul acesta de vedere, clar dorește să stăpânească cât mai bine aceste teritorii. Ideea că undeva în Ucraina de Est, la un moment dat, se desfășoară niște acțiuni militare și noi, Vestul, lumea liberă, americanii, trebuie să sprijinim din toate punctele de vedere această acțiune, s-ar putea să intre în zona de oboseală. Deci, Federația Rusă are nevoie de timp. Deci, de partea lor, timpul există și acum luați-o din perspectivă politică. Nu, dar am văzut și analizele generalilor americani care spun asta. Timpul curge în favoarea Rusiei. Exact. Da. Exact. Deci, din punctul cum aș vedea eu lucrurile, repet, mai întrebăm și eu pe alții. Știu mai bine niște aspecte. Ideea de a fi un fel de politică incrementală, deci de a ține pe loc o zonă destul de incertă din punctul de vedere al celor care sprijină Ucraina, în ce fel există un raport cost-beneficii privind sprijinirea statului Ucraina. Da, mergând pe mai departe, pe linia logicii de armistițiu, cine garantează faptul că o înțelegere cu Rusia nu va duce la o escaladare viitoare, nu știu, 5-10 ani a unui nou conflict? E foarte bună întrebarea, pentru că este practic în mintea tuturor. Adică te poți așeza la masă cu o Rusie agresivă, care și-a dovedit agresivitatea în conflictul ăsta? Da. Se supraadaugă problemele legate de crime de război. Deci, există două aspecte, dacă îmi permiteți, foarte pe scurt. Sigur. Și se discută prezumtiv undeva după sfârșit, mă rog, concluziile în ceea ce privește această contraofensivă a Federației Ruse. Să avem un dialog NATO, iertați-mă, un dialog Federația Rusă-Ucraina, eventual prin acceptarea unui intermediar de tipul China sau India, tocmai pentru a face într-un fel sau altul posibilă o decizie a Kremlinului în ceea ce privește păstrarea status quo-ului. Da. Pentru că, într-adevăr, aceasta este întrebarea fundamentală pe care dumneavoastră a spus-o. Bun, ne înțelegem la masă și se întoarce mâine. Ce garanții avem? Se discută ca în acest acord bilateral, eventual, dacă rămâne o parte din teritoriul ucrainean într-o zonă incertă, cum sunt cele patru oblasturi, să se poată gândi o formulă, cum ar fi forțe de menținere a păcii, fie ale ONU, fie ale OSCE. Dacă trimite acolo forțe de menținere a păcii ale ONU... Ca în Kosovo ceva... Exact. Înseamnă că le trec prin Consiliul de Securitate. Dacă le trec prin Consiliul de Securitate, au acordul Rusiei. Am acordul Rusiei. Da, adică...
Și sigur, nu există soluție 100%, perfectă, dar da. Ar fi o variantă. Mm-hmm. Și în planul 2, păstrând, cum vă spuneam, garanții de securitate pentru Ucraina, să se facă un aranjament internațional cu garanții internaționali, marile puteri, state din vecinătate, mm-hmm. deci trebuie să fii la masă neapărat. Mă rog, bănuiesc că le știu ai noștri foarte bine. Da. Așa. Să mizăm pe asta. Exact. Vă întreb eu, dar își dau răscu, stați liniștit. Trebuie să fii la masă neapărat, pentru că într-o astfel de situație, garantul internațional, tocmai acest lucru trebuie să-l asigure celor două părți pentru a se putea înțelege. Faptul că mai mult din comunitatea internațională sunt implicați. Și în acel moment, și pentru Ucraina, dar mai ales pentru Federația Rusă, într-o lume intercondiționată, apar beneficii și, în egală măsură, prejudicii, mai ales de natură economică, dacă nu respectă mm-hmm. aranjament. A mai fost ideea asta în martie anul trecut. Problema acum, însă, este foarte complicată, pentru că, până la urmă, totul se rezumă la o decizie politică. În condițiile în care ai crime de război, alegații în legătură cu crime de război. Stați puțin, că mai trebuie dovedite. Da. Mai trebuie puse în cărca... Da. E... Din punct de vedere al angajamentului politic, credeți-mă că sunt rezerve de partea garanților politici mm-hmm. internaționale. Bun. Istoria e lungă. De cinică. Exemplu, domnule Diaconescu, cu oameni care au comis crime de război și care nu au fost judecați niciodată pentru că s-a ajuns ori la un armistițiu, ori la o victorie. Și am uitat subiectul. Și am dus... Bun, dezbaterile au continuat, dar asta, la nivel instituțional, nu s-a mai întâmplat nimic. Nu văd o situație fără ieșire neapărat nici în situația dată. Iar propaganda se va ocupa de justificare în termeni foarte preciși, sunt convins, dacă se va ajunge în punctul acesta. Da, domnule ministru, dumneavoastră v-ați pus întrebarea, cu toții ne-am uitat la un debut de război haotic din perspectiva Rusiei. Eu sunt de părere și acum că n-a intenționat niciodată să atace Kievul sau să-l cucerească, strategic n-avea la ce să-i servească da. Și la o decapitare a conducerii. Dar în mod clar au existat sincope în acea operațiune de început. Am văzut după aia o repliere și am văzut după aia o intrare într-o logică de război a Rusiei, unde am văzut adevărata mașinărie de război rusească pusă la treabă. Încet, 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 încet. Care merge și astăzi. Întrebarea e, domnule ministru, ce mai vrea de fapt Rusia? Adică, dumneavoastră înțelegeți, raportat și la istorie, raportat și la politică, raportat și la prezent. Adică, cum își imaginează Rusia finalul acestui război? Da, deci prima, să zicem, primul context al premizelor, l-ați menționat dumneavoastră. Ei, practic, au intrat în această înconjurare a Ucrainei și în această acțiune militară practic intruzivă, în mod evident și brutală în Ucraina, plecând de, cred, la niște informații de tip FSB, comunitate de informații, în sensul că ce s-a întâmplat în 2014, ce se va întâmpla și în 2022. Adică, marile comandamente de armă ale ucrainenilor vor deserta, în Kiev se va produce o basculare a puterii politice și va veni un guvern marionetă, sau, mă rog, o conducere politică marionetă. Informațiile au fost greșite, au fost false. De unde ideea în vehiculele de luptă cu care în primele zile ale invaziei rușii au plecat pe teritoriul ucrainean, se aflau uniforme de paradă. Deci ei sperau că în 3 zile, 4 zile se rezolvă problema. În al doilea rând, sperau să nu existe coeziune și solidaritatea europeană sub leadership american. Nu s-a întâmplat acest uh-huh. lucru. Și în al treilea rând, suntem siguri cu toții că nu și închipuiau că în urma unei astfel de invazii își vor mări cu 1200 de kilometri, își vor dubla frontiera cu NATO, Suedia-Finlanda. Da. Bun, deci calculele... Astea-s pierderile. Calculele da. Au fost greșite. După care, cum bine a spus, s-au repliat, uh-huh. au ajuns, s-au reașezat într-o zonă pe care oricum o stăpâneau încă din 2014. Deci acolo, probabil, contextele inclusiv sociale erau unele ceva mai favorabile decât în restul Ucrainei și au obligat în o astfel de manieră pe ucrainieni să iasă din tranșee. Ucrainenii au intrat într-o logică defensivă diferită de cea cu care erau obișnuiți. Adică state puternic militare sunt centralizate pe verticala deciziei. Americanii, chinezii, ruși, da. Ucrainenii erau. Totul, decizia se ia la vârf.
ucrainenii fiind în defensivă, au făcut un fel de armata întregului popor. Au scos pe cine se pricepea să aibă, să țină o armă în mână, l-au scos pe stradă, să-și apere strada, casa și cartierul. Și e foarte greu, din punctul ăsta de vedere, să fii cu armata regulată și să reușești să-i întorci. Mai mult decât atât, armamentul occidental, mai ales cel de apărare antiaeriană. În acest moment însă, ucrainenii trebuie să iasă cu armată regulată la luptă. Din punctul de vedere al Federației Ruse, ce se pare că există ca și discuție, oricât ar părea de straniu, este o temă oarecum, repet, știu politico-diplomatic, nu știu militar, da. O temă oarecum care excede până la urmă dramei din Ucraina, și anume o nouă arhitectură de securitate. În sensul că am admite, deci uitați-vă la mesajul fundamental, noi nu ne războim cu ucrainenii, noi avem un război prin proxy desfășurat de NATO, care nu are altă treabă în momentul ăsta decât să atace Federația Rusă. Deci, din acest punct de vedere, vor continua pe acest mesaj. Bun, deci unde vor să ajungă pe acest mesaj? Nu să intre în conflict cu NATO. Asta ar fi ultima dintre erorile făcute. Ci să determine Alianța Nord-Atlantică pentru a se face cât de cât liniște, inclusiv în Ucraina, de a sta la masă cu Federația Rusă. Deci de a trece până la urmă și peste mandatele de arestare ale lui Putin și peste resentimentele de tot felul și de a rămpăți lumea, ca să simplific, din punct de vedere securitare, foarte complicat, pe principiul NATO în acest moment, dacă vrea o lume ceva mai liniștită, n-are altă alternativă decât să stea cu Federația Rusă la masă. Am înțeles. Da, pentru că vorbeați de pierderile și sunt obiectiv calculate, inclusiv această graniță mărită cu NATO, dar avem și un revers. Acest conflict a apropiat și mai mult națiunea rusă, națiunea chineză, națiunea indiană, a adus în arena celor mari pe cei mici, țările din Orientul Mijlociu, nu foarte dinamice militar sau diplomatic, dar cu foarte, foarte multe resurse financiare, naturale și așa mai departe, Turcia. Și revin la ideea de început. Cum vedeți dumneavoastră o împărțire foarte clară a lumilor astăzi când vorbim? O întrebare foarte dificilă, extrem de relevantă în egală măsură, pentru că de această finalitate până la urmă discutăm. Restul sunt premise. Exact. Din acest punct de vedere, aici depinde cum joci. Dacă ar fi să mă refer la premisele inițiale enunțate chiar de Federația Rusă, ceea ce ar trebui evitat, așa vorbesc cât de cât din perspectiva noastră, ceea ce ar trebui evitat este ca această reîmpărțire să ne afecteze din punct de vedere al garanțiilor de securitate. Și spun acest lucru pentru că Federația Rusă, înainte de invazie, a cerut două tipuri de negocieri. Negocierea cu Statele Unite privind toate elementele legate de controlul armamentelor, inclusiv cel nuclear, și negocierea cu Alianța Nord-Atlantică și cu lumea liberă în ceea ce privește poziționarea Federației Ruse în viitoarea arhitectură de securitate. Dacă este să vă spun de dinainte de război, substanța acestei poziții, ce e aia, nu arhitectură de securitate, din perspectiva Moscovei era următoarea. De ce mai avem nevoie, de exemplu, de instituții decizionale separate ale NATO? Pentru că NATO și Uniunea Europeană, de exemplu, se află toți prin ambasadori la OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, la Viena, și atunci să discutăm aici toate temele de securitate care se referă la Europa, oarecum pe poziție de egalitate. Deci avem grupul NATO, grupul UE, grupul Asia Centrală și, evident, Statele Unite, Federația Rusă și Canada. Oarecum separat. Ceea ce însă a mai cerut atunci Federația Rusă a fost ca Alianța Nord-Atlantică să se retragă pe aliniamentul din 1997, adică să ne lase NATO pe noi, cei care am ieșit din comunism și am intrat în alianță fără garanții de securitate. De aceea spuneam, mi s-a părut oarecum simplistă și extrem de preocupantă ideea de tip, da, e electorală, ideea de tip Trump, și anume, hai să bată palma americanii cu rușii și să vedem cum împărțim... Să vedem victimele colaterale. Exact, să vedem cum împărțim lumea. O astfel de negociere ar avea șanse, mă rog, din punct de vedere al intereselor României, evident, ar avea șanse dacă ar bina atât dialogul cât și descurajarea. Deci, da, facem un dialog la masa negocierii, dar îmi ții armata Alianței Nord-Atlantice aici, în România.
Da, vedeți, domn profesor, domnule Diaconescu, și profesor, că nu e greșit. Da. Aici e o mare problemă care ține de iscusința națională a țărilor și de interesul lor național direct. Enorm de mult. Pentru că, bun, ai un aliat ca America, dar istoria ți-a dovedit-o că uneori te poți baza pe aliați, alteori nu te poți baza pe aliați. Și te uiți la ce s-a întâmplat după al doilea război mondial și cum am rămas cu ochii pe cer, în așteptare. Dacă se va produce un nou acord de tip Trump-Putin în perspectiva alegerilor 2024 și rămânem descoperiți, noi chiar rămânem copiii nimănui, pentru că noi nu avem nicio punte de dialog cu nimeni. Cu China am dinamitat orice relație, unde eram, slavă Domnului, aveam niște relații extraordinare, construite în 60-70 și conservate până la mijlocul anilor 90-2000. Da. Cu Rusia nu mai zic, oricând a fost nevoie, am fost primii dulăi la gard să lătrăm, mai mici, mai mari, așa, cum ne-a fost destinul. Cu Turcia am făcut tot posibilul. Pe final de mandat Erdogan, acum am văzut că am fost cât de cât iscusiți în a aplauda alegerea și în a trimite felicitări. Deci noi nu avem, n-am ținut o diplomație echilibrată. Sunt convins că știți mai bine decât mine nuanța spre care bat. Da. Am putea să redesenăm cumva interesul nostru geostrategic aici, deci, în partea asta de lume? Răspunsul este categoric da. Și de ce spun da? Pentru că în această parte a lumii, în condițiile acestui război, noi apărăm și cealaltă parte a lumii. Știți, mereu am avut complexul, și nu numai noi, și Republica Moldova, și Ucraina, și statele baltice. În sensul că partenerii noștri politici își afirmă declarativ sprijinul, dar când este vorba de intervenție într-o situație de criză, sunt rezervați. Ați menționat foarte bine, de exemplu, Turcia. Iertați-mă, în Alianța Nord-Atlantică, practic, deși nu o să o recunoască niciodată, Marea Neagră este în responsabilitatea Turciei din punct de vedere politico-militar. Asta e. Da. De la strâmtori până la capacitatea navală, de exemplu, a Turciei. În momentul în care discuți în alianță și spui în Marea Neagră se întâmplă din 1992 războaie. Slavă Domnului, Marea Baltică nu se întâmplă așa ceva, sau pe insula Kaliningrad. Dar totuși, haide să avem o oarecare proporție în ceea ce privește sprijinul. Ți se răspunde? Aveți parteneriat strategic cu Turcia? Da, avem. L-am început eu în 2009 și l-am semnat Bakunski în 2011. Bun. Perfect. Deci, care e problema? Care e problema? Păi, bun, dar ce, o implicare mai dinspre vest, de la vest de Viena, știți cum e retorica. Da, da, da. O implicare, dar nu este nevoie. Turcia, din punct de vedere militar, și ți explică. Practic, Federația Rusă nu există convențional în Marea Neagră în raport cu Turcia. A, că Turcia își joacă aceste zone? Bun. Mai spun o dată, că mi-a spus cu domnul să mă mai invitați. Din România, evident, metaforic, lasă pozele la Washington, la Paris, la Berlin. Trebuie să-ți faci poze la Sofia, la Budapesta, la Chișinău, la Kiev. Asta e. La Moscova? Da. Asta este. Aici e situația. Mare așteptare a partenerilor noștri este ca prestația României, a statelor de frontieră în general, să fie una sofisticată. Uh-huh. În sensul chiar de a filtra anumite categorii de riscuri și amenințări. Nu te duci automat. Nu folosesc cuvântul slugarnic, înțeleg. Dar pot folosi calificativul de lipsit de profesionalism. Am fost în anii ăștia, domnule Diaconescu, lipsit de profesionalism în ceea ce privește vecinii noștri, partenerii noștri tradiționali? Da. Da? Da. Vă dau imediat un exemplu. Vă rog. Nu e doar o afirmație. Anul 2016, de 2 ani intraseră rușii în Ucraina și Alianța Nord-Atlantică, bineînțeles, trebuia să ia o decizie politică în legătură cu apărarea frontierei flancului estic. Și în acel moment NATO a luat o decizie și a spus așa, înființăm din 2016 grupurile de luptă, deci NATO cu glonț pe țeavă, da. Grupurile de luptă în statele baltice, Polonia, Nord, iar în ceea ce privește România, prezența avansată a NATO, deci argumentul de descurajare apărare, că de acolo pleca, prezența avansată a NATO va reacționa tailored, adecvat. Deci uitați-vă de la Kremlin la această situație. Deci solidaritatea lor, aici nu intervenim noi, că au decis ei. Solidaritatea lor este una militară, concretă, efectivă în teren.
în partea nordului îndepărtat și a Mării Baltice și una adecvată în ceea ce privește Marea Neagră. Și iertați-mă, aici nu mai putem da vina pe nimeni. Aici suntem numai noi. Concluzia, atunci când a început intervenția la summitul de la Madrid, în sfârșit, în 2022, deci după 6 ani, au înființat grupurile de luptă sau, mă rog, sunt în curs de înființare în ceea ce privește această zonă. România, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Da, în ecuația asta de putere, există România, domnule Diaconescu? Are inițiativă România? Dacă există România, există, dar nu neapărat, nu vreau să fiu, să calific într-un fel sau altul, dar nu neapărat aș vedea o contribuție determinantă a României. De ce vă întreb? Există din punct de vedere strategic, deci putem calcula. A, bun, că ne iau un calcul dat, exact, să avem aici, nu știu ce, să ne suplimenteze, nu știu. Dar mă uit la polonezi, au venit și au zis, băi, ungurii nu mai sunt de încredere în perioada asta, au altă agendă, treaba lor, haideți români să facem, hai să cum... Da? Deci, să știți o liniște asurzitoare se vorbește în Germania cum interesele de securitate, inclusiv americane, se mută de la Berlin la Varșovia. Se vorbește azi când noi vorbim. În ceea ce privește România, din câte înțeleg, apare pe diverse strategii și am întrebat și ce e după aceea. Bă, Cristi, nu e nimic. E o gaură neagră, da. Și asta a cuplat cu ideea, domnule, am renunțat peste noapte, domnule Diaconescu, sau nici nu știu dacă s-a formalizat că în România asta europeană a lui Iohannis, totul e la secret și totul e netransparent și totul e foarte, foarte opac. Când vine vorba de informații, până la urmă, esențiale, care trebuie să fie publice. Într-o zi, cu soare, Aurescu a dat un comunicat așa mai, mai discret și ne-a zis că România renunță la dreptul de veto când vine vorba de politica externă și de politica de apărare în Europa. O singură întrebare care ține de lege și Constituția. A avut mandat? Păi, de la cine? Asta m-a întrebat și eu public. Deci, din punct de vedere poate face un singur om asta, domnule Diaconescu? Și în interesul cui o faci până la urmă? Că asta e, asta e o armă în mâna unei țări mici la care, pe care tu o predai? Deci, președintele României Constituțional este titularul politicii externe și guvernul este executantul politicii externe. Ca miniștri, ca ministru de externe, ești partea execuției politicii care se convine între cele două instituții. Președinție, guvern. Da. Vă întreb în calitatea noastră de fost ministru de externe. Asta n-ar fi meritat o dezbatere publică, o dezbatere parlamentară? Da. Adică, de unde știu eu că un singur om care pare că a privatizat politica externă a României face ce trebuie sau face ce trebuie în interesul acestei națiuni? Deci e o chestiune extrem de sensibilă. Înțeleg pe fundalul emoțional cu Austria, etc. Okay, dar bun. Nu se poate pleca de la această premiză fără să vezi toate consecințele unei astfel de situații. Mai mult decât atât, această neglijare a unanimității, la un moment dat se poate întoarce împotriva noastră. De ce? Pentru că, hai să fim serioși, nu avem forța de a crea masă critică în Uniunea Europeană, de așa manieră încât toate deciziile de acum încolo să ne reprezinte interesele și să nu poată fi blocate de nimeni. Evident. Deci paradigma Ungaria-Austria încă nu este una cât se poate declară. În al doilea rând, mai este o problemă. Ai în tratatele constitutive majoritatea calificată în Uniunea Europeană. Sigur, trebuie să generezi, iarăși, susținerea statelor, 65% din state și 55% din populație. Trebuie să susții, la un moment dat, un anume tip de demers. Deci nu poate merge de plano, să te scutească de eforturi. De aceea ești în zonele astea de decizii în relații internaționale. Deci există o variantă, într-adevăr, foarte greu accesată de vot calificat. Așa că ideea că pe astfel de domenii unde, atenție, Uniunea Europeană nu are o politică comună de securitate și apărare. Deci nici măcar nu poți invoca precedentul unei decizii interne. Exact. Ci ad hoc, de la caz la caz. Nu știu dacă suntem pregătiți să întâmpinăm orice fel de decizie la care am putea fi la un moment dat, cu care am putea fi confruntați. Da. Da. Ne-am trezit într-o dimineață cu asta, repet, și nimeni nu ne explică de ce, cum, care sunt efectele, tehnic, cum se întâmplă, ce urmează pe mai departe. Și cu asta vreau să închidem, domnule ministru. Pentru că vorbeați dumneavoastră la început, tema războiului poate să obosească, pare să obosească în raport cu opinia publică europeană, în raport cu
pături sociale, în raport cu economii europene și așa mai departe. Credeți că vom avea dezertări pe lângă Ungaria din unitatea asta europeană care s-a conturat imediat din primele zile de război? Câtă vreme războiul e în desfășurare, iar Federația Rusă este în ipostaza de a încerca să neutralizeze practic un stat, Ucraina, nu cred că vor fi dezertări, pentru că din această perspectivă, inclusiv Germania, Statele Unite, Marea Britanie au ajuns foarte departe. Și nu există cale de întors, mai ales ideea de a legitima Federația Rusă, stat nuclear, de a ocupa sau de a încerca să ocupe un alt stat. Este o problemă care excede chiar și criza ucraineană. Japonia, de exemplu, a ridicat aceste subiecte în G20, spunând ce se va întâmpla cu un stat nenuclear care este atacat de un stat nuclear, iar statul victimă nu este membru al NATO. Ce se va întâmpla dacă se creează un precedent? Deci, de teama precedentului, va continua sprijinul. Cât, cum și în ce măsură dimensiunea politico-diplomatică se va implica, rămâne să mai discutăm. Și analiza dumneavoastră personală, ce vă spune? La ce să ne așteptăm într-o perioadă de timp, nu știu, de jumătate de an, un an, doi până la cinci ani? Vedeți o ieșire din situație sau mai degrabă o permanentizare? Nu văd o ieșire din situație, pentru că ar fi normal să vă explic care sunt, ar fi condițiile. Ideea este de văzut ce se va întâmpla în momentul în care, așa cum spun și ucrainenii, această contraofensivă a lor își va atinge limitele. Să vedem când se va întâmpla acest lucru și care va fi pasul următor. Și 2024, mă gândesc că e un an la care ne raportăm cu toții. Clar, absolut. Ce se va întâmpla în America are darul de a prelungi sau de a stopa... Ce se va întâmpla în America, într-adevăr, s-ar putea să mute subiectul crizei ucrainene într-o altă zonă. Federația Rusă nu poate fi ștersă după hartă, deci va fi un jucător, mai mult sau mai puțin semnificativ. Pe de altă parte, și Federația Rusă trebuie să realizeze faptul că a ataca un stat în ziua de astăzi este o problemă care interesează întreaga comunitate internațională. Deci reacții sunt de peste tot. Dumneavoastră credeți că va învăța Rusia o lecție din ce a făcut? E că poți să te raportezi la Rusia ca la copilul ăla obraznic care a făcut a spart un geam și îi arăți să nu mai facă? Nu, depinde însă de aspectele decizionale privind conducerea de la Kremlin. Și spun acest lucru pentru că vorbeam de Federația Rusă, am văzut un sondaj recent cu un grad destul de ridicat de credibilitate, care întreba poporul rus, bun, dar în contextul în care se întâmplă tot ce se întâmplă, de unde vă luați informația? Adică de unde vă formalizați, până la urmă, decizia personală? Și răspunsul este, da, ne interesăm din tot felul de zone, dar până la sfârșitul zilei, ceea ce contează este decizia liderului. Deci, plecând de la acest lucru, decizia liderului va influența, așa după cum se pare sociologic, ceea ce Federația Rusă, din punct de vedere societar, va reacționa. Și chiar ultima idee, domnule profesor, credeți că o schimbare de garnitură de la Kremlin aduce neapărat și o schimbare în atitudinea politico-militară a Rusiei? Că am văzut și ideea asta intens vânturată, domnule, moare Putin, are cani, nu știu ce, și gata, scăpăm de el și se termină. E doar Putin sau e o... Mai mult decât atât. Da? Da. De exemplu, mulți dintre cei care sunt în opoziție la Putin astăzi, nu concep ca, de exemplu, Crimea să se întoarcă la Ucraina. A, da? A. Sigur, nu se pune accent pe astfel de retorici, dar... Deocamdată, că exact. Miza e alta. Mesianic, post-imperial, subsistă până la nivele... Deci este adânc imprimat în gena poporului rus. Asta e. Interesant. Despre asta cu altă ocazie, domnule Diaconescu, vă mulțumesc pentru timp și amabilitate. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sper că a fost utilă această perspectivă diferită asupra evoluției din Ucraina. Vă aștept și mâine, de la 3, pe curând. Thank you.